Probabil ați auzit despre acoperirea universală cu servicii medicale. Dar ce este aceasta? Să ne gândim astfel. De ce anume avem nevoie pentru a deveni, a fi și a rămâne sănătoși? Putem beneficia de asistență din partea unui lucrător medical bine instruit? Putem beneficia de un tratament sigur care să ne ajute să ne facem bine? Putem beneficia de medicamente și alte produse de sănătate necesare? Cine va plăti pentru toate acestea? Există politici și mecanisme în vigoare care garantează că serviciile necesare sunt disponibile pentru tine, familia ta și comunitatea ta data viitoare și de fiecare dată? Dispune guvernul de informații exacte despre întregul sistem și poate acesta lua decizii corecte pentru ca totul să funcționeze așa cum trebuie? Asigurarea unei sănătăți bune înseamnă oameni, servicii, produse, finanțe, politici și informații. Iar toate acestea trebuie să funcționeze împreună chiar și în perioadele de criză. Totodată, sistemele de sănătate care funcționează bine nu doar tratează oamenii bolnavi, dar contribuie la promovarea sănătății și la prevenirea îmbolnăvirii oamenilor. Organizația Mondială a Sănătății lucrează în întreaga lume pentru ca toți oamenii și comunitățile să beneficieze de servicii medicale de calitate și să fie protejați de pericolele care le afectează sănătatea fără a suporta dificultăți financiare. Aceasta numim noi acoperirea universală cu servicii medicale. Sănătate pentru tine și pentru fiecare!